Dedicăm să citim un cuvânt din Scripturi, deschidem Cartea Sfântă la pagina 448, 1 Cronici, capitolul 28, versetele 5 la 10. 1 Cronici 28, începem citirea cu versetul 5. Sunt cuvintele lui David care a zis: dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaun de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis: fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile când l-am ales ca fiul al meu și îi voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie dacă se va ținea ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru, care vă aude, păziți și puniți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să dești o casă care să-i slujească de locaș sfânt, întărește-te și lucrează. Amin. Vă rog să vă reașezați. În Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David, în ea este scris în versetul 2: în fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Și să știți că a lăuda pe Dumnezeu nu trebuie să ne repetăm. Asta nu în sensul de a nu spune cum spun cei din cer: sfânt, sfânt este Domnul. Dar așa cum scrie într-un alt psalm, că e mare Domnul că a făcut și una, a făcut și alta, și scrie aici în versetul următor: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și dacă Dumnezeu merită să fie lăudat pentru fiecare lucrare în parte, ce nu-i fiecare copil diferit? Sunt doi pe un fel? Nici gemeni să fie. Așa că pentru toate lucrările sale, cum scrie aici în continuare, fie Domnul lăudat. Și fie binecuvântarea Lui peste toate făpturile mâinilor sale. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Am citit dintr-un cuvânt rostit de David la bătrânețe în fața întregii structuri de conducere a țării centrală, regională, cei ce răspundeau de casa regiului și de toate averile. Și aș vrea să pun și un titlu la ceea ce voi spune: Domnul a dat. Și dacă a dat, pentru ce a dat? Așa am citit în primul verset: dintre toți fiii mei, zicea David, căci Domnul mi-a dat mulți fii. Cei care aveți copii, puteți să recunoașteți precum în paratul că Domnul v-a dat copii. Scrie în Genesa 4, când s-a născut primul copil, a zis prima mămică: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Ei au născut băieți și fete împreună cu Adam, dar mai avem o mențiune la Set 4:26-25, Dumnezeu mi-a dat. Și a fost vorba de un băiat. Citim apoi versete cunoscute, el îi prezintă așa succint, zice Iacov când îl întreabă fratele său Esau, că nu s-au mai văzut de când erau feciori. Iacov era fecior, scrie în 33 cu versetul 5, răspundând întrebării cine sunt aceia: sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Iosif, zici care ținut, dar nu numai, a și crezut, și când mai târziu îl întreabă tata, ca și cum se vadă ce părere are el despre copii, scrie în 48 cu, citim aici cuvintele care îi le-a spus în fața tatălui său,
versetul 9, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Aș putea să mă amintesc și alte texte, cum Isaia 8:18, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Pentru că și copiii sunt o moștenire sau o binecuvântare, cum scrie și în Deuteronom, în capitolul 28, observați, sunt prima binecuvântare din listă. 28 cu versetul 5, rodul pântecului. Versetul 11, Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, apoi rodul turmelor. Că doar rodul trupului e mai de valoare decât rodul turmelor, nu? Cine dă un copil pe o turmă, să spunem, nu doar pe o oaie sau pe un miel, nu? Și cum să nu spună Iacov că Dumnezeu i-a dat, că a avut experiențe speciale, au recunoscut și nevestele lui. Dacă ar fi să mă întorc la Geneze 30, hai doar la două mențiuni, fac aici 30 cu versetul 22, Dumnezeu și-a să aminte de Rahel, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Și spune ea în 24, și s-a împlinit cu Beniamin, Domnul să mai adauge unul. În cazul altor naștere care sunt aici, spune despre o altă situație, spune în versetul 6, Rahela când a dat pe Dan, apoi când a primit pe Neftali, spune, am luptat cu Dumnezeu. Apoi în versetul 13, ce fericită sunt, căci femeile m-au numit fericită, de aceea a pus numele Așer fericit, și apoi spune în continuare la ceilalți, la fiecare dintre ei 20, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. În mai multe texte scrie asta și nu vreau să vă rețin foarte mult cu această idee, pentru că eu cred că o înțelegeți în ceea ce vreau să vă spun. În 2 Cronici, 2 cu 12, este un cuvânt interesant și v-aș dori asta să vi se întâmple. A recunoscut un om din afara Israelului, vorba de Hiram, scrie aici, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte. Dumnezeu care dă copii, să vă dea copii care să fie cu adevărat o binecuvântare. Amin. Există experiențe speciale pe care are o familie sau altă. Eu vă spun ultima experiență care am auzit-o. Îmi spunea un frate din America, zilele trecute, e în vârstă, 70 de ani, parte din copiii s-au născut în țară, parte peste ocean, și la un moment dat avea 7 copii și a visat într-o noapte că era lângă el un om înalt, îmbrăcat în alb, și zicea, omul acela mi-a mai vorbit unele dăți. Și a ajuns undeva între două teșghele, aici se serveau fete, din coace băieți. Dar nu era nimeni acolo, era un fel de autoservire, să zicem. Și îi spune, ia un pachetil de aici, cu o fată. Și el zice în vis, nu mai au, am 7, 5 fete și 2 băieți. Și sunt și puțin bolnav. Gata, a plecat mai departe. Dar omul acela îl însoțea, ființa aceea. Să cotim că a fost un înger, fără al Domnului, și iar ajunge acolo. Și spune, ia de aici un pachet cu o fată. Și nu iau, am fete, eventual, dacă ziceai un băiat, hai, poate, dar fată nu. Auzi, dacă nu-l iei, îți pierzi mântuirea. Nu iau. Și iar pleacă. A treia ori ajunge acolo. Și solul îi spune, de ce te joci cu sufletul tău, cu viața ta, ți este dat să iei de aici un pachet, o fată. Ulea, pleacă, ajunge pe câmp și se uită în urmă, soția lui tot acolo, între teșghele. Și vrea să-i spună în vis, nu mai ai luat tu, că am luat eu. Dar asta nu se uita la el.
Păi dacă vede că vrea să ia, măcar să ia un băiat. Și când colo ia și ia tot o fată. Ajunge la el în vis și spune, de ce nu te-ai uitat la mine? Nu te-am zărit. Măcar spuneam ori să nu iei, ori să iei un băiat, tot o fată ai luat. Și când s-a trezit dimineața, îi spune visul soției și spune, hai să-l și tălmăcesc. O să naște o fată și o să seamene pe mine că eu am luat-o. Și apoi, după aceea, o să naște altă fată și aia o să seamene pe tine că tu ai luat-o. Fost frate, așa s-a întâmplat. Apoi au mai avut alți doi băieți, 11 în total. După ce am adus câteva scurte citate din Biblie, cum că Dumnezeu a dat, Iacob putea să spună, am amintit de el, că și animalele nu se mulțeau la întâmplare. Dumnezeu le-a sporit, dar nu-i vorba numai de cele domestice, a spus Domnul Iisus, nu oricine. Și la Iacob i-a spus un înger cum se mulțeau animalele. Cum le-a binecuvântat Dumnezeu în Geneza 1. A spus-o Domnul că nici păsările nu cad fără voia stăpânului. Și scrie și în Psalmul 50, ca Domnului sunt toate dobitoace. Sau cum spune în Psalmul 24, al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Deci prima idee a fost Dumnezeu a dat. Dar vin cu a doua. Cine primește? Dumnezeu dă, dar cine primește? Ori scrie și despre în Biblie, despre a primi sau a nu primi? Hai să vă citesc. Matei 18. Sunt cuvintele Domnului care, într-un anumit context, spune de la versetul 2, a luat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și vă citesc versetul 5. Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Evident că orice copil trebuie primit. Vă rețin și cu ce notează Marcu din aceeași predică, la capitolul 9, versetul 37. Oricine primește pe unul din acești copilași, și să nu încercăm să spiritualizăm forțat, în numele meu mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Și acum vă citesc Roman 8:29 și lăsăm Scripturile să ne vorbească. În contextul că Dumnezeu dă, noi putem primi un copilaș și dacă putem primi înseamnă că putem și să nu primim. 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Deci iată că toți mântuiții sunt stabiliți, sunt cunoscuți mai dinainte. Asta nu anulează alegerea liberă. Și dacă ar fi să luăm câteva exemple, scrie, vă citesc din Vechiul Testament, din întâia Carte a Împăraților, capitolul 13, un eveniment petrecut undeva pe la 930 înaintea erei noastre, 930-20. Un proroc din Iuda s-a dus la Betel și a profețit așa, versetul 2. Se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia. Și a spus ce va face. Asta vorbim îndată. Și au trecut vreo 300 de ani aproximativ și s-a născut un copil în casa regală, așa a purtat numele și așa a făcut. Spune Domnul despre Ieremia, spune Apostolul Pavel, vă citesc din Galateni, din capitolul 1, cuvinte referitoare la lucrarea lui Dumnezeu, versetul 15, dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, înțelegem noi că dacă Dumnezeu dă, ar fi corect să primim? Alt pasaj biblic, Genesa 30. Știți că Lea a născut 4 copii, apoi
Iacov m-a atașat de Rahela și oricât a insistat ea, n-a avut copii. Și spune în versetul 1, dăm copii. Și Iacov spune, nu eu dau. Noi putem doar să primim, nu putem să dăm. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Și în Genesa 38 scrie că fiul lui Iuda era murit, Onan a luat-o de nevastă după legea leviratului și scrie în versetul 9, Onan știind că primul copil nu va fi al lui, nu accepta, ca să spun așa mai cu alte cuvinte, ce făcea el n-a plăcut Domnului, adică n-a vrut să primească un copil. Că primul trebuia să fie al lui frate său. Dacă atare nu i-a primit, nici pe al lui, nu? Dacă n-a vrut să-l primească pe primul. Sau altfel spus, dacă a fost păcat că n-a primit pe al lui frate său, că nu i-a primit pe al lui, n-a fost păcat? Un mai mare păcat. Pentru că vreau să rețineți că Dumnezeu are un plan pentru toate lucrurile. Și noi, la nivel de familie, putem să zădărnicim planul lui Dumnezeu. Mă voi folosi de câteva referințe de ordin general ca să explic asta. Luca 7:30 scrie despre farisei, vă citesc, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei și întreb, nu se poate zădărnici planul și la nivelul unei familii? Ba da, neprimind un copil. Domnul își duce lucrarea mai departe. Iuda, de exemplu, a zădărnicit planul în dreptul lui, să spunem așa, și vă citesc ce scrie în Fapte, capitolul 1, și transpun asta în viața de familie și dumneavoastră analizați dacă potrivește. Fapte 1:20. În adevăr, în cartea Psalmului este scris, și ascultați, puneți-o pe plan de familie, pentru că planul lui Dumnezeu poate fi stricat la orice nivel. Vom vorbi îndată. Locuința lui să rămână pustie. Și unii nu vor să primească copii, ci rămâne locuința pustie. Și nimeni să nu locuiască în ea. Și slujba lui să o ia altul. Poate ați auzit relatări de genul că Dumnezeu a vrut să dea un copil într-o familie, nu l-a primit și Dumnezeu l-a rânduit în altă familie. Și m-am frământat mult cu problema asta, pentru că mulți cereau explicație biblică. Și v-am citit din Evanghelie că Domnul a spus, cine primește? Că este un plan că sunt rânduiți dinainte. Că Dumnezeu a spus și nu doar în dreptul unor oameni speciale. A scrie în Genesa 17, a zis Dumnezeu către Avram despre Ismael, era un băiat de 13 ani, 12 voievoți va naște. A acceptat să-i nască, el, soția sau soțiile care le-a avut. Și slujba aceea poate să o ia altul. Pentru că oamenii pot să refuze. Nu știu dacă v-am relatat aici, ce spun nu este o confesiune, este o declarație publică a tatălui meu, acum a plecat la Domnul, doar mama trăiește, a spus, am avut două fete, eu am două surori mai mari, cu 10 și cu 7 ani ca mine. Și mama tot a visat cu un băiat. Și după 7 ani, cum m-a spus, au acceptat să mă nască pe mine. Erau relativ tineri părinții mei, tata avea 30 de ani, mama 27 când m-a născut. Și mama a tot visat o fată până când nu mai putea să fie mamă după 40 de ani. Și ultima dată i-a zis acea fată în vis, m-ai ținut închisă. Și tatăl meu a mărturisit de la amvon cu ocazia unui deces a unui copil a sorei mele și a zis, plâng, am un nepot în Sicriu, dar asta a fost hotărârea lui Dumnezeu, dar plâng pentru că n-am vrut să mai primim un copil. Și pe Iosif l-am primit cu greu. Și zicea el, cât de vinovat mă făceam de slujba lui, de copiii lui, de nepoți. Iată, suntem aici la binecuvântarea unui strănepot. Oamenii pot să primească sau să nu primească. Și planul nu se zădărnicește, slujba o ia altul. Am avut o relatare din județul dumneavoastră, spunea o soră că a avut un vis,
că un copil trebuia să se nască într-o familie a unui slujitor baptist din sudul țării. Și Domnul l-a dat lor. Dar cum se dovedește asta, nu? Dar acea soră, știu relatarea de la dumnealor, a ajuns în spital în București cu un alt copil. În salon, pe pat lângă ea, soția acelui unui slujitor baptist din sudul țării. Și o întreabă: îi drept că voi v-ați împotrivit să n-aveți copii? Îi drept. Fratele Viluca de la Cluj a avut 8 copii, acel proroc din dealul Feleacului, vreo 5-6 ani sau 7 n-au mai avut copii și visează într-o noapte, nu mai știu, dumnealui sau dumneaei, soția, că trebuia să vină un copil în familia slujitorului din adunare și nu a vrut să-l primească și Domnul spunea: vi-l voi da vouă și vă fac o promisiune, va fi o fată și această fată nu va plânge. Când mi-a povestit, a zis: frate, e deja mare, că fratele avea 70 de ani, au născut-o pe la vârsta de 45 aproximativ, n-a plâns când a fost copilă, nu de bolnavă, numai dacă grav se accidenta. În rest, nu cum plâng așa toți copiii, că-s mior, că e una, două. Nu, a rămas semnul. Și când am dus la binecuvântare, mi-am luat îndrăzneală și am spus slujitorului: băi, roagă-te pentru copila asta cum te-ai fi rugat pentru copilul tău. Am fost în luna februarie în Canada și am părtășit puțin cu copiii fratelui Cornel Bârsan. Și îmi spune Daniel, care e păstor la tineret acolo, ce tata a avut vis cu mine înainte de a mă naște, că ar fi trebuit să mă nasc într-o familie, dar acea soră e foarte bolnavă. Acceptați voi să-l nașteți? Și a zis: vă fac o promisiune. Din copilărie va spune poezii și va fi chemat de tânăr în lucrare. Și nu a ajuns în lucrare că l-a pus tata lui, a fost pus în slujbă după ce a plecat tata. Dar s-a adeverit ceea ce Dumnezeu a spus. Îmi spunea fratele Vasile Căpușan, un proroc din Seattle, Statele Unite, că a avut odată o vedenie interesantă. Fiecare copil avortat avea o frânghie, așa cum ar fi un fir, până sus la tronul lui Dumnezeu. Mai eu zic că firul ăsta s-a slobozit de sus în jos, nu l-am proiectat noi de jos în sus. Și în fiecare casă spunea: de ce n-a ajuns să se nască? Că mama a fost bolnavă, că a fost vreun accident, că l-au respins, că a fost un avort. Fiecare era cu dosarul lui. Dosarele nu sunt făcute când începe să fie zămisliți. Numărul de dosare de dinainte. V-am spus, Dumnezeu a dat. Noi putem să primim sau să nu primim. Niciunul din cei 8 copii care ne s-au născut n-a venit fără ca în vreun fel Dumnezeu să ne încredințeze. Soția, cu care sunt căsătorit acum, povestea, spun asta cu îngăduința ei, avea 7 copii. Nu stătea nici chiar bine cu sănătatea, au trăit și în condiții economice destul de precare și s-a gândit doar să se roage Domnului să nu mai aibă alții, că altceva nu și-ar fi permis. Și într-o noapte vine un sol la Domnului, îi dă o lanternă așa foarte puternică, așa ca un far, și spune: hai să-ți arat. Tomberoane, gunoaie de toate, un copil a zvârlit aici, unul a aruncat dincolo și spune: vezi ce fac femeile în ziua de azi. Nu mai vor copii. Vrei tu să salvezi viața câțiva dintre ei? Și îmi povestea, după acel vis, n-am mai îndrăznit să spun o vorbă. Și s-au mai născut încă 6. Dacă Dumnezeu a dat, să-i primim. Și numele Domnului să fie lăudat. A treia întrebare, e ultima. Dacă a dat, pentru ce a dat? V-am spus că fiecare om e venit cu un dosar de sus. Și când a fost vorba de fiul al casei lui David pe nume Iosif, au zis: acesta e rânduit să fie rege. V-am citit din Galateni, unul a zis, Pavel: Domnul m-a pus deoparte să vestesc Evanghelia. Am citit în cartea
surprins de vocea lui Dumnezeu scrisă de un teolog american, Jack Deer, este în viață. Dumnealui a fost profesor baptist la un seminar, dar Domnul l-a conștientizat de lucrarea Duhului Sfânt, a trebuit să plece de acolo și a devenit el proroc și este folosit de Domnul în tabăra noastră, să spun așa, și prezintă un caz în carte, undeva prin anul 1930, când era criza economică, o femeie foarte săracă avea ca serviciu să îngrijească de un bătrân și de acolo avea un mic venit. Acel bătrân avea un copil bețiv care într-o zi venind și găsind-o acolo a violat-o, ea a rămas însărcinată. Atunci nu erau permise avorturile în America, s-au liberalizat în 1973. A vrut să-și ia viața, neștiind cum sau neavând posibilități, metode să ia viața pruncului. Și a fost surprinsă de o voce. Nu îi lua viața, e rânduit pentru mântuirea și mângherea multora. Ea a fost atât de marcată de vocea asta încât l-a lăsat să trăiască. L-a crescut greu, spune în carte, și acel copil născut dintr-un viol a ajuns să fie un evanghelist. Mă întorc la textul care l-am citit ca să dovedesc cu evidențe biblice. M-am uimit nu odată, de ce Dumnezeu a ales pe Solomon, măi, din Batșeba, că a fost o poveste nu chiar interesantă la început, așa-i? Dar ce poți să bași de vină olarului, ce face? Poate după mine aș fi zis, băi, unul născut din alta care a luat-o în alte condiții. Dar Dumnezeu l-a iertat, l-a pedepsit cu pierderea primului copil și iată că l-a ales apoi pe Solomon. Spune Scriptura aici că el, ca tată, a încercat să-l învețe. A fost conștient că Dumnezeu l-a ales ca rege, că nu s-a născut doar așa la întâmplare, și i-a spus, versetul 9, tu, fiule Solomon, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. Deci l-a învățat, cum scrie și în Proverbe 4, și amintește Solomon, versetul 3, când erau fiul și jinga și singur la mama mea, el mă învăța atunci. Ca părinți, este indicat în cât se poate să înțelegem, e un har să primim o lumină, care este chemarea copiilor noștri? Ce plan are Dumnezeu cu ei? La ce slujbă sunt rânduiți? A spus Dumnezeu despre Ieremia, vă citesc din cartea sa, capitolul 1, versetul 5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, auzi? Te cunoșteam și mai înainte să fie și tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Auzi, înainte de a se zămisli în pântece, da, a zis Dumnezeu despre copiii lui Ismael că vor fi voivozi. Și așa a fost. Că scrie în Fapte 15:18 că lui Dumnezeu toate sunt cunoscute din veșnicie, auziți? Am fost rânduit, spune Efeseni 1, înainte de facerea lumii, pentru slava lui Dumnezeu. Și fiecare este rânduit într-o anume etapă istorică, cu o slujbă, cu o chemare de la Dumnezeu. Nu este nimeni venit la întâmplare. Toți au locul lor repartizat și mulțumim lui Dumnezeu care veghează și care își împlinește planurile cu credincioșie. Povestea fratele Moise Ardelean, care a fost președinte la cult, cum e pensionar, că era copil și Domnul a vorbit prin doi profeți, va ajunge căpetenia poporului meu. Noi nu le știm dinainte, dar Dumnezeu le are. Dumnezeu l-a dat pe Solomon cu un mandat. Aș vrea la această idee să adaug ceva. Noi ca părinți să ne facem datoria în a-i pregăti să poată sluji lui Dumnezeu. Să ne facem datoria de părinți. V-am citat din cazul lui David că el l-a învățat și dacă ar fi să mă folosesc și de alte texte, spune la 2 Samuel capitolul 12, versetul 25, că l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și a avut un bun pedagog, mentor sau cum vreți să-i spuneți. Și a fost format pentru slujba aceea.
Îi spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, ce tu cunoști din pruncie Sfintele Scripturi și nu știu dacă Eunice și Lois au avut un mesaj că băiatul lor va fi evanghelist sau învățător, cum îl numim pe Timotei. Dar l-au pregătit pentru aceasta. Stimați părinți, nu avem toți ca Ana dinainte o cerere specială înaintea Domnului sau să spunem, Doamne, uite, copilul meu pentru asta cred că ar fi potrivit, ți-l dau ție, că acolo la templu știți ce oameni erau fiii lui Eli, nu? Și ce interesant că Dumnezeu a fost pe o idee cu ea sau ea pe o idee cu Dumnezeu, nu? Și toți au cunoscut că Samuel este chemat. L-a instruit și în ultim aspect, pe lângă faptul că și noi ca părinți trebuie să ne facem datoria și nu voi insista pe linia asta a educației, am spus doar aspectul să se poată înscrie în chemarea lui Dumnezeu. Dumneavoastră ca și copii care pricepeți, ca și tineri care pricepeți, vedeți la ce v-a chemat Dumnezeu. Întrebați pe părinți, ați avut vreun mesaj profetic cu privire la mine? La ce sunt chemat? Pentru ce sunt rânduit de Domnul? La noi în zonă s-a născut sora Ana, în Apusendiu, sunt eu sora Ana Tomuș de la Deva, care a născut 19 copii și tata ei era proroc. Nu mai știu dacă prin el sau prin altcineva a fost, ești rânduită să fii o mărturie. Și cum să nu fie mărturie 19 copii născuți în condiții nu bune? Că tot îi știu dinainte. Și diavolul are planuri, dar are Dumnezeu planurile lui și a rugat să se împlinească. Iov a avut 10 copii și când au murit, că dar nu s-a referit întâi la animale, cred că întâi a spus despre copii, scrie unul cu 21 sau câte acolo. Domnul a dat? Domnul a primul rând a fost vorba de copii, nu? Și spune în Iov, cred în capitolul 23, vorbește el despre aceste planuri ale lui Dumnezeu, 23 cu versetul 14, el își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Și Dumnezeu a mai dat 10 copii. Iov nu știa asta, el credea că moare și gata. Cum a zis Simon despre Domnul Iisus, este rânduit. Și nu doar Domnul Iisus este rânduit, sunt rânduiți toți frații Lui. De aceea este indicat să primim copiii care Dumnezeu ni dă, să înțelegem planul care l-are Dumnezeu cu ei, să ne facem partea ca părinți și voi ca și copii să vă înscrieți în acest plan al Dumnezeu, că dacă nu, în fiecare etapă slujba ți-o poate lua altul. Încă din faza căsătoriei pot să fie perturbări. Un tânăr, evlavios, s-a rugat și Domnul l-a călăuzit înspre o fată și toate mesajele coincideau. Dar el locuia în România, ea locuia în altă țară, ea nu voia să vină, el a înțeles că lucrarea lui este acolo și s-a dus la un proroc și a spus, Doamne, nu mai înțeleg. Și Domnul a descoperit că toate lucrurile și cele încălcite pot fi descălcite. A spus, da, ea s-a rugat să fie soția unui om implicat în lucrare, dar ea trebuia să plătească un preț. Domnul a avut acest plan, dar ea nu vrea să plătească prețul și Domnul îți va rândui altă fată. N-a fost Esau și el chemat de Dumnezeu? N-a avut dreptul de întâi născut? L-a disprețuit. La noi în biserică, fratele Eugen Micurescu povestește cu un frate al lui, a avut mama în vis cum să-i pună nume. S-a văzut în copilărie așa o chemare. N-a vrut să se înscrie în acea chemare. A apucat cu lucruri lumești, a greșit când s-a căsătorit și a spus acum la bătrâneții și ceilalți, toate mesajele care au fost pentru să nu-i dau numele pentru X, s-au împlinit cu fratele lui. Pentru că unii zădărnicesc planul lui Dumnezeu, prin neprimirea unui copil, prin a nu-l dedica Domnului, cum a zis Ana, vreau să-l închin Domnului. Sau unii când sunt mari, se abat ei din planul lui Dumnezeu și intră un altul în acea slujbă. Și în final, noi ne-am dorit asta,
noi și copiii noștri să ajungem în Sfânta Împărăția Domnului. După înțelegerea ce o am la ora asta sau la vârsta asta, cum să zic mai bine, socotesc că e cea mai mare binecuvântare care aș putea să o adresez cuiva. Să ajungă la locul care l-a rânduit Dumnezeu din veșnicie. Să fie răsplata de plină, cununa neștirbită, că mai sus de unde ți-a rânduit Domnul nu poți să ajungi. A zis verișorii, Iacov, Ioan, a zis mama, să stea la stânga și la dreapta. A zis, nu, e repartizat. Mai sus nu poți, dar să pierzi locul, poți. Și intră altul în locul tău. A, poate spunem noi că ne-am extinde cu anumite întrebări, să facem o discuție speculativă, filozofică, dar de ce a ales Dumnezeu pe unii? Are Dumnezeu motive de ce a ales. Unii sunt iubiți din pricina părinților lor. Dar dacă ei nu se înscriu în linia părinților lor, cum a pierdut binecuvântarea Ismael, cum a pierdut-o Esau, Dumnezeu cheamă pe un altul și își împlinește planurile. Și cine ar putea să comenteze, scrie la Isaia, la capitolul 45, sunt cuvinte rostite de Dumnezeu prin profet, versetul 9, vai de cine se ceartă cu făcătorul său? Oare Lutul zice, ce faci? Lucrează și spre tine, el n-are mâini? Vai de ce tatălui său pentru ce mai născut sau mamei sale pentru ce mai făcut? Așa vorbește Domnul Sfântului Israel și făcătorul tău, său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Să ne dea Domnul har să ne înțelegem rolul nostru de lut. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Să-L lăsăm să ne așeze așa cum El vrea. Amin. Parcă v-am spus asta, spun scurt. M-am dus odată la Bistrița în misiune și o soră zice, a dumnealui fratele Iosif. A zice, eu n-am avut nimic cu dumnealui, dar azi noapte am visat. Că era instalarea oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu, fiecare în locul repartizat. Și au zis, doi copii de-a lui se treacă pe primul rând. Păi poate eu aș fi vrut ca tot 7 băieți să fie în primul rând. Dar mă întorc la ce a zis David. Dintre toți fiii mei, Domnul a ales pe ăsta? Altul a fost pentru altceva? Și spune în final, și cu asta vreau să închei, să audă toți cei care mă pricep, cum scrie la Neemia 8, că Ezra a rostit cuvinte în auzul tuturor celor ce puteau să înțeleagă. Închei cu versetul 10 din ce v-am spus până aici. Vezi acum că Domnul te-a ales să zidești o casă. Adică fiecare să vadă că e ales de Dumnezeu pentru ceva. Și înțelegerea faptului că Dumnezeu te-a ales să te facă să te înscrii, să-ți poți încheia, îndeplini și încheia cu bine slujba pe pământ. Ca să poți ajunge la locul rânduit în Împărăția lui Dumnezeu. Viața asta, dragii mei, ne-a dat în grijă părinților să-și înțeleagă menirea și apoi ne dă Dumnezeu zile mai multe sau mai puține să ne putem îndeplini mandatul la care am fost chemați. Ca apoi să putem fi repartizați, cum a spus Dumnezeu lui Daniel, s-o fi întrebat, Doamne, rob în Babilon, acolo a avut Dumnezeu nevoie de el. Ca de Iosif rânduit dinainte la casa lui Faraon. Și când și-a încheiat slujba, scrie în Daniel 12:13, ce i-a spus? Du-te și te odihnește, te vei scula odată în partea ta de moștenire. Să vă ajute bunul Dumnezeu, stimați părinți, să vă faceți partea. Să vă vedeți voi și copiii voștri la locul rânduit, în partea de moștenire. Cum zice la Matei 25, veniți și moșteniți. Iertați-mi adăugarea asta, dar e prea fain să nu o introduc aici. Ăia din Matei 25, ăia neînsemnați sunt și copiii noștri. Și că am fost gol, dar aceștia vin cu hăinuțe? Am fost flământ, păi cer mâncare, nu? Am fost setos, din plin, bolnav, se îmbolnăvesc mereu. Și cine îl primește,
Pe mine mă primește. Adică e un frate al Domnului Iisus și tu l-ai primit? Și apoi intri să moștenești acolo ceea ce ți-a fost dat, că ți-a împlinit mandatul aici, pe pământ. Stimate surori, poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți, cum îmi spunea odată la o conferință de familie, o soră, dar tu știi cât e de greu să naști, și cu cezariană, și cu sarcini multe. Nu știu, stimate surori, dar Dumnezeu ce zice știe? Dumnezeu care știe să vă ajute, să vă binecuvinteze, să puteți trece peste toate, să nu reținem șoapte din lume, să nu iubim viața din lumea asta, că cine își iubește viața o va pierde. Adevărata viață, cum spune în 1 Timotei 4, 6, este dincolo. Repet binecuvântarea aia și închei. Să vă ajute Domnul să ajungeți la moștenirea care v-a fost rânduită. Amin.